Vă salut, oameni frumoși, suntem în București. Mai țineți minte țapul ăla cu care am făcut o farsă lui tante Lenuța? Ei bine, astăzi suntem la țapul ăsta gigant și astăzi se lansează o bere din Cehia, Kozel. Și noi suntem aici la un party destul de șmecher cu oameni interesanți. Și pentru că eu cumva din Cluj-Napoca, o să întreb cum să mă integrez ca să par mai natural, să par și eu cât de cât, sau o prestanță. Noi suntem sunt aici cu doi oameni prezentabili și în contrast cu mine par și mai prezentabili. Uitați-vă la mine. Da, da, ne-am asortat. Uite, o fată. Mulțumesc mult. Așa e politețurile, crebule astea, arăți foarte bine și așa. Sunteți cuplul perfect, știi? Cuplul la care, pe care lumea îl bârfește. Știți chestia asta? Pic și la ăia ce au venit, am umblă el șmecher și așa mai departe. Dar ne-ai bârfi și tu? Dar cum să nu? Da, să-i trece. Și-aș vrea să fiu în locul lui. Și-aș vrea să fiu în locul ei. E bine că nu vrei să fiu... Aoleu! Eu sunt om deschis și practic de ce sunt aici, eu fac un tutorial pentru oameni de acasă cum să se integreze când vin la un party de genul ăsta la București. Așa. Că okay. Prima dată vin la party, zici, nu te simți de acasă, se uită lumea la mine, poate nu sunt îmbrăcat cum trebuie, oare cum să beau o bere, cum să mă comport. Da, da, da. Tu te simți de acasă când vin la un chef de genul ăsta? Da. Da? Da, da, întotdeauna. Din prima. Din prima? La noi e că venim amândoi, știi, dacă am fi fost singur, poate ar fi fost altfel. Dar suntem în echipă. Suntem niciodată. În echipă, e, asta e un secret foarte important. Da. Când vii sau nu vii singur. Dacă vii cu cineva, ești în largul tău, ești ca la tine în sufragerie. Deci chiar dacă n-ai nicio iubită, iei o fată. Da. Faci rost. Și o rogi frumos, hai cu mine să nu par disperat și te plimbi cu ea că ești mai relaxat, nu? Da. Vă mulțumesc mult că m-ați primit. Deja mă simt de acasă. Da, așa. Apropo, cum se salută o domnișoară, știi? Deci vii în club, dar nu ca atunci ne cunoaște. Trebuie să pup? Da. Deci trebuie pupat, nu? Deci la cheful ăsta și mai care trebuie pupat, nu așa mâna, știi? Nu știam, nu vreau să fiu fraier, gen, nu m-a luat pupat, știi? Bă, la chiar m-a pupat pe mână, ce nebun, nu-i? Deci e voie, nu să pup. Da. No, bun, deci am un pup și eu. Loc să mai pup, deci te mâini pe aici. Ciao, salut, Mircea. Miruna, pare bine. Bă, ce drăguț! Băi, ce salut. Cavaler! Mulțumesc mult! N-am mai văzut de mult așa ceva, să știi. Da, mulțumesc mult! Așa am fost crescut de mic și mi se pare că e important să respecti o femeie. Așa este. Sau, în cazul ăsta, două femei. Mai rar așa ceva, să știi. No, vă mulțumesc mult că m-ați salutat. Mare drag! Ne-ai pupat mâna! Înceala, fete, că dacă mai au nevoie, m-ați să facă semn, Mircea, hai aici! Hai, goce-mă! Mi-a luat un Kozel Premium, facem un test. În calitate de om care nu prea le-am cu bere, vreau să zic că e... O bere care se bea ușor. Gust frumos, ușor de băut. Deci de genul în care te pui cu prietenii și le bei lejer, nu tragi de ele, nu te grăbești, numai te bucuri de ea. Noroc și vouă. Eu am un BMW. Ok. Pe care vreau să mi-l vând. Ok. Și știu piesa aia ta care rupe, bineînțeles, vezi, BMW-ul ăsta e al meu. Okay. Și vreau să mă duc în târgul de mașini cu mașina și ar fi super șmecher, acum poate așa, să fii și tu acolo stăcând la microfon. Vezi, BMW-ul ăsta e al meu. E over and over, să-ți doar replica asta, nu? Păi, tu dacă zici de două ori, deja e full. Și eu dau procent din BMW decapotabil. Și mașina mai de cocalare, vreau să scap de ea acum. La Cluj e evenimentul, apropo, târgul de mașini, nu la București. Okay. Dar curbe de cazare și tot stai la mine, nu e nicio problemă. Bine? Bine? Mersi mult. Suntem cu o domnișoară de la o televiziune și vreau să te întreb, tu știi lumea asta, tu știi lumea vedetelor, ai vorbit cu vedete, știi cam ce le place, ce nu le place. Dacă vreau să fiu și o vedetă, aș vrea să fiu ca ei, ce mi-ai recomanda ca să... Păi uite ce ți-aș recomanda. Eu, în primul rând, ar trebui să ieși în locuri din astea mai inclusiviste, să-ți cumperi o mașină super, super... Cam până în câți bani? Nu știu, să zicem așa, pe la peste 30.000 de euro, dar să nu exagerăm. Eu am apartament în Cluj, mi-l vând, iau mașină. Ai mașină, okay. Te duci puțin la sală și ca băieții ăștia, mergi la club, îți iei câteva șampanii, nu trebuie să le bei, trebuie doar așa să fie pe masă. Încep să ieși și tu cu fete din astea cunoscute, fete de-astea care apar la televizor. Și tu apar la televizor, nu? Eu sunt reporter, nu mă încadrez în categoria asta. Deci dacă am avea o relație așa, m-ar ajuta pentru viața mea publică. Dacă am avea noi doi o relație, nu te-ar ajuta. Dar poate spun vreo pilă la, nu știu, la vreuna dintre fetele astea, zim, că la vedete. Dacă zim la încanacine, că eu pot să încerc. Poți să pui pe bunica, că e simpatică, să-i dau un mesaj, să am un mesaj vocal. Frumos, tu copilă, fii atent aici, nepotul, e nemărita, e nimica, hai la Cluj, nu? Da, n-ar fi o idee. Pondele sau prunetele? Apoi eu pot să am pretenții, hai să-i duc. Nu-s foarte pretențios.
toată lumea a spus că o să fie cool la București, nu? Da, da, da. Așa? Și e concurență mare pe ideea de cool, nu? Șmecher, să fii cât de cool să fii. Cum deci aglomerație pe bază de cool n-ar putea merge pe altă categorie unde nu e așa mare aglomerație, gen, nu știu, să fii cât mai amărât. Eu mă pricep la chestia asta pentru că, după cum vezi, sunt mai umil așa de felul meu. Nu par. Nu par? Păi uite, întruchiparea ideii de a fi cool, uite-te la ea. Ok, ne lași numai pur și simplu să te admirăm. Ea doar există și este cool. Asta e ideea, un prim sfat, trebuie doar să existi. Hai de aici. Doar există. Te salut, Bogdan, astăzi fac un tutorial în care încerc să fiu un băiat din provincie care se integrează într-un party din ăsta șmecher de București. Da. Și m-ar ajuta, tu ești un om care ai venit de la Cluj, cum stai în București, dăm un sfat. Care a fost un challenge și ai zis, bun, asta dacă o faci, e bine. În momentul când ajungi la un party, nu? Da, la un party. Băi, trebuie să pari, da? Că ia tău partiul. Ia tău partiul și okay. Că ceilalți sunt invitații tăi. Am înțeles. Poate să fie. Deci pot să zic mulțumesc că ai venit. Exact, da. Mersi da. Că ai venit. Mulțumesc mult. Rămân, dar tu vin și la tine. Vezi? Asta e berea mea, e de fapt așa. Uite, asta e un sfat foarte, foarte bun. O să încerc să-l pun în aplicare și funcționează și la fete și la bestele. Zic, mersi da, că ai venit. Fără probleme. Da. Am înțeles. Mersi mult că ai venit. Mulțumesc. Cu mare drag. Am auzit că ești mare țap. Da, mulțumesc mult. Mersi. Ia ce vrei aici, pune la mine. De poți să zici ce vrei tu, pune la mine. Mulțumesc, te salut. Mulțumesc mult că ai venit, chiar nu mă așteptam. Eu pentru tine oricând. Adică ăsta se întorc, îți rămân dator. Dacă ai și tot ceva eveniment, îmi dai un semn. Eu mă bucur mult că ai venit, pentru că am văzut că ai atras. Ai mult. Și insistat. Nu pot, era asistenta, știi? Am spus, scrie tu, te rog, că știi, când îți cer o fată, te invită, e altă treabă, știi? Și când vii tu, vine la pachet și alte domnișoare în spate și mă bucur că, până la urmă, am găsit un echilibru între fete și băieți aici. Și ce te rog, eu acum fac un tutorial pentru oamenii din toată țara și cum să te simți ca de acasă, să nu zic că mii pe ăsta au venit de la Cluj. Adică eu obișnuiesc să stau într-un colț așa și să mă uit la oameni și după aia pe care îl văd mai interesant, vin și mă bag în seamă. Și te pot băga? Ai văzut cum am venit la tine? Da. Știi că și tare să mergi cu berea, să-ți dai așa cioc. Păi stai așa că mi-o face de 5 minute mi-o pregătit. S-o pui la mine, te rog, asta. Scuze, să pui la mine. Ca de obicei, ca perestul. Pune-o la mine, că nu. Să nu plătească nimica, da? Vreau să vă prezint un prieten din copilărie. Te știu de când aveai vreo 30 de ani. Acum 10 ani, prin 2013-2014 ne-am cunoscut. Și uite cum trece timpul peste noi. Suntem exact la fel. Cum te simți, Ionuț? Mă simt foarte bine în această seară. Mă bucur că te-am văzut și pe tine. Tu ai ales, tu între timp ai devenit cunoscut. Ești la radio, a fost în agenții. E un om din lumea bună a Bucureștiului. Eu din lumea bună a Clujului. Și vreau să te întreb cum aș putea face acest upgrade. Să fiu în lumea bună la tine. Cred că putem să ne întâlnim undeva la mijloc. Sibiu. Da. Ok. Și continuăm de acolo. Începem, mergem fiecare într-o parte și cucerim teritorii noi. Am o rugăminte, când te-ai dus pe scenă, fii atent. Poți să zici, te rog frumos, de mine, că sunt aici. Îi printre noi și Mircea Bravo, am care zis, dar unde erai? Ai zis? Am zis că a venit țapul la tine, că te-a luat, okay. Că te-a... Mai zici încă o dată și gata. Mai zic încă o dată. Și zine ca să băgăm în vlog chestia asta, știi? Bine. Te-a ajutat mult. Mersi mult, Ionuț. Facem. Avem aici un Cozel Dark. Recomand berea asta. Pentru zilele când o să fie plus 30 de grade, o bere răcoroasă, altfel trece vara cu berea asta. Cozel Dark. Se bucea la mare actor român. Mă bucur că ați venit. Și vreau să ajung și eu acolo, să nu te lovesc. Și cumva tu să predai ștafeta către mine, exact cum Roger Federer l-a bătut pe Sampras și tu să-mi dai mie și poate și eu. E prea grea ștafeta. Dă-mi unul altul din talentul tău. Dă-mi unul, aruncă-mi, zi, n-am ceva. Îți dau... Dă-mi ceva, orice, un os ce ori. Dă-mi un deget, uite. Am degetul lui Șerban Pavlu. Pinky. Mulțumesc mult! Cum te simți? Ești bine? Foarte bine! Tu ești confortabil cu lumea asta mondenă, cu așa? Eu absolut puțin. Deloc! Da? Da! Și eu! Și acum, video-ul meu despre asta, cum te simți confortabil aici, că-ți ia trucuri? Lumea modernă, mondenă. Mondena, București. Lumea modernă, mondenă. A? Mai o veste. În principiu, încerc să eviți. Ok. Asta e sfatul numărul 1. Dacă se întâmplă chestia asta, să ajungi. Joci un rol acum? Acum ești un personaj? Acum sunt eu, dar de-aia vorbesc așa puțin. De obicei vorbesc mult. Și dacă zic, Șerban, fii un șmecher la chef, automat te schimb? No. Nu, rămâi la fel? La chef nu mă pot schimba. Haideți să vizităm un țap pe interior. Striviți de ceilalți. Am înțeles. Mă simt mic și sigur. Am înțeles. Mă simt bine, cred că așa-s geniile, că așa-s și eu. Mulțumesc mult. Acolo sunt mai liniștit, sunt mai împăcat cu mine. Eu te duci într-un colț, vorbești puțin și toată lumea crede că ai ceva de spus foarte interesant. Că uite, dacă nu vorbește, asta gândește. Am probleme și cu dicția, adică nu se înțelege ce vorbesc tot timpul. Din fericire. Onoare!
Salut! Prima dată am văzut soarele și poate am văzut pe tine și îl cunoști pe soare? Da, tu? Nu, tu ești o rază de soare, știi cum e? Și mai finuță, mai slăbuță. Cristi, un fom, te rog frumos, un pambi, domnișoara. Cum te numești? Adelina. Bună, Adelina. Tu ești fata cool de București. Fata la care am, când eram mic, ziceam, bă, când o să crezi mare, poate o să mă salut cu o fată de genul ăsta. Okay. Și vreau să te întreb, cum simți un bărbat care e puternic și un bărbat care e slab? Păi pe ce, slab nu l-aș simți, îți dai seama, nu? A, deci, deci tu nu, pe aia nu-i vezi, pur și simplu nu-i vezi și de asta, evident, să mă acei tare, nu? Ce are un bărbat bine, din punctul tău de vedere? Are ghiozdanul în spate. Deci aici mai să ajungi. Nu întreb și eu, să văd dacă mă apropiu cât de cât. Păi e posibil să aibă și ghiozdanul în spate, da. Ok, mai zi-mi ceva, pentru oameni de acasă, pentru că ăsta e un tutorial până la urmă. E un băiat care e un bărbat, de fapt. Da. Care are bune maniere, care este foarte politicos, care știe să... Aici vă pot prezenta cele două sortimente, Cozel Brun, Cozel Blond și Adelina Șatena. Sunt toate trei aici și toate, la toate trei pot zic că arată bine. Părerea mea de bărbat. Vrei să luăm masa împreună în oraș? Sau la mall? Că acum suntem la mall, știi? De mult vreau să ieși cu o fată faină la mall și mi se părut că... Și dacă nu ești cu mine, măcar să te salut, să zice, bă, am fost cu una la mall, am mâncat, fain, fain, fain. Salut, scuză-mă! Bună. Am vrut să te laud că ești creativă, nu pot spune că ai o pană de idei la haine, tot timpul vii cu altă idee, altă pană, tot acum, știi, și de tot timpul când ajung în dressing, îmi iau aceleași haine. Ce apuci pe tine? Ce apuc pe mine, același tricou, același blugi, restul se schimbă, știi? Am pană la haine, știi, adică nu prea mai am. Nu prea mai știi cum să te îmbraci. Nu prea mai știu. Păi eu cu stilul la băieți nu prea știu, dar uite la aici, iubitul meu, Sergiu, vină-mi toace. Da, am înțeles, deci asta e schema la, în București, femeile trebuie să fie creative. Așa, și bărbatul mașa albă, pantelă, da. Uite, tricou alb, dar ești foarte bine, foarte basic, așa, da. Dar cum să dai greș? Deci e bine să fii basic, da. Nu? Păi de acum. Banal. Nu, no, nu, banal. Nu, nu banal. Nu banal. Uite, pantofii te scot din anonimat. Da? Ți-ai pus și tu o pată de culoare, nu mai zice că nu știi. Să vede, Cristi, să vede, să pune. Bun, mulțumesc mult. M-aș duce să mai vorbesc cu oameni, dar gândește că deja am pupat trei fete, adică ce vreau să mai demonstrez? Adică, practic, e party-ul meu, hai să fim sinceri. Am o rugăminte, știți ce vă rog? Vă sunteți cu salvarea, Cosea, nu? Da. Atât am povestește, unul mă terorizează, mă salvezi, te rog. Când mă duc, vine în povestește și îți fac semn. Hai încoace, salvează, bine? Hai. Știi prietenul ăla care tot îți povestește într-una? Nu, e unul acolo, săracul. Mă chem, te chem, bine? Vreau să vă zic că acest party organizat de Cozel pentru mine a fost o școală. Am învățat cum să mă integrez și mi se pare că deja sunt de acasă. Dar vă rog frumos să spuneți și voi dacă considerați că sunt niște alte sfaturi pe care să le aplic ca să mă simt de acasă când vin aici la un party în București. Vă pup, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și stați pe aproape.